nunta pe plajă este un moment pe care mirii îl trăiesc cu intensitate maximă, iar pregătirile pentru acest moment sunt cât se poate de importante. Albirea dentară este un tratament pe care mirii, în general, își doresc ca și accesoriu pentru completarea unei ținute perfecte. Primul meu sfat pentru viitorii miri, din postura de medic stomatolog, profilat pe estetică dentară, este acela de a se asigura că nu sunt probleme dentare care ar putea să le umbrească cel mai important eveniment din viața lor. Recomandarea mea este aceea că înainte cu cel puțin o lună, mirii trebuie să facă o vizită la medicul stomatolog pentru a nu exista riscul ca luna de miere să fie marcată de un eveniment de genul urgență la stomatolog. Astfel că primul pas este reprezentat de rezolvarea problemelor dentare existente, albirea fiind practic ultima etapă a tratamentului. Așadar, după ce ne asigurăm că situația dentară clinică ne permite, putem realiza și tratamentul de albire. Ideal ar fi ca acest lucru să se facă cu aproximativ 2 săptămâni înainte de nuntă. Ca desfășurare a lui, vă pot spune că vorbim de o succesiune de maxim 3 ședințe a câte 15-20 de minute fiecare, în care dinții pacientului acoperiți cu gelul de albire sunt expuși la lampa cu accelerator de albire. Tratamentul este complet nedureros și este un tratament sigur dacă e realizat în cabinetul dentar de către medicul stomatolog. O ușoară sensibilitate poate apărea după tratamentul de albire, însă aceasta este tranzitorie și dispare după câteva zile dacă sunt urmate sfaturile medicului stomatolog. Este foarte important ca după finalizarea tratamentului, pacientul să evite alimentele ce pot colora, cum ar fi cafeaua și vinul roșu. Odată ce albirea s-a efectuat, nu rămâne decât să menținem rezultatul ei și să-i dăm un ultim perfect touch, iar acest lucru se va face prin realizarea unei ședințe de airflow cu câteva zile înainte de nuntă. Vă doresc să aveți o nuntă de vis, pe o plajă cu mult soare și zâmbete strălucitoare! În care dinții pacientului sunt acoperiți cu gelul de albire. Dacă sunt urmate sfaturile medicului stomatolog. Am dat-o în bani. Vă doresc să aveți o nuntă de vis, pe o plajă cu mult soare și...